Dacă ai rău de înălțime, atunci ceea ce urmează nu este pentru tine. Dacă nu, te invit în Palatul din Cer, care se ridică la 300 de metri deasupra Manhattanului, în cea mai înaltă clădire rezidențială din lume, Central Park Tower, la etajul 114. Din reședința de 650 de metri pătrați, ai priveliști de 360 de grade către Central Park, râul Hudson și pe toată lungimea insulei Manhattan. Iar într-o zi senină, poți vedea chiar și Statuia Libertății. Singurii oameni care ți-ar putea privi în casă sunt pasagerii avioanelor care vin la aterizare pe aeroportul LaGuardia. This is going to be north facing, so you're going to have pretty much all of Central Park, which you should come and take a look at. Palatul din Cer are o suită principală uriașă cu două dressing-uri, două băi și o zonă de relaxare. Și poți să nu-ți faci griji pentru găzduirea musafirilor, pentru că ai la dispoziție încă patru dormitoare, o bibliotecă, o cameră pentru toată familia și chiar o galerie de artă. This primary restroom with, I don't know if you can take a bath in a better place with these views. But again, we have a huge high walk-in ceilings, you got the dual tone for the stone, everything's really just gorgeous. Steam shower. Wonderful. Look at the size of, like, just take a quick look. That's a cruise ship right there. That's a cruise ship. It kind of gives you an idea on how high we are and in the magnitude of this residence. You have south-facing exposure, looking pretty much all the way through the Atlantic Ocean. You have the Freedom Tower right in front of you. Empire State Building. Poate vei rămâne surprins, dar reședința nu include o sală de sport. Asta pentru că ai la dispoziție, la etajul 100, cele mai moderne dotări la care ai acces gratuit. Printre ele, o sală de bal aflată la cea mai mare altitudine de pe glob sau un restaurant cu meniuri pregătite de bucătari cu stele Michelin. Iar la etajul 16 ai o piscină interioară cu apă sărată, săl de squash, teren de basket, un șemineu și o sală de cinema. Totul pentru 63 de milioane de dolari. Over 50,000 square feet of amenity space, and we're talking everything from home gym, home sauna, you have playrooms, you have a tween room, you have a cognac room, you have a cigar lounge, you have everything you can imagine, and even valet parking, which is super important because you're